Conducerea Consiliului Județean reacționează după ce ieri Campus TV a difuzat un material legat de pericolul pe care îl reprezintă mai multe treceri de pietoni din comuna Mărăcineni. Responsabilitatea sistematizării zebrelor aparține constructorului, însă reprezentanții autorității județene vor discuta cu administratorii firmei executante pentru a găsi măsurile ce se impun. Într-adevăr, e o situație care trebuie remediată. Din nefericire, noi în momentul în care am început lucrările, mă refer la instituția Consiliului Județean, pentru că este un drum județean, lucrările de reabilitare totală a acestui tronson de drum, am predat amplasamentul constructor. Din acel moment, toată responsabilitatea de siguranță a circulației, de întreținere a drumului și așa mai departe, intră în responsabilitatea constructorului. Cu toate acestea, conducerea Consiliului Județean s-a sesizat și va contacta constructorul pentru a identifica soluțiile, astfel încât trecerile de pietoni să fie marcate corespunzător. Chiar vă mulțumesc pentru această informație, cu toate că, bineînțeles, noi o avem. Împreună cu cei de la direcția tehnică vom sta de vorbă cu constructorul și, într-adevăr, trebuie remediate aceste neajunsuri într-o perioadă foarte, foarte scurtă. De ce? Pentru că trebuie să evităm anumite evenimente neplăcute, mai ales acolo unde sunt unități școlare și așa mai departe, dar nu numai. Chiar dacă marcajul probabil nu se mai poate, e o părere personală, în anumite zone nu se mai poate face, trebuie să găsească constructorul împreună cu ai noștri de la direcția tehnică și, bineînțeles, și cu poliția rutieră, pentru că așa este firesc să fie, și cu autoritățile locale, să găsim o altă posibilitate să, ca aceste treceri de pietoni să poată să fie vizibile, sunt semne și așa mai departe. Pe de altă parte, tocmai pentru că acum există aceste probleme, șeful Consiliului Județean face un apel către conducătorii auto să fie prudenți, în special când circulă în zonele unde trecerile pentru pietoni nu sunt trasate corespunzător. Aș vrea să fac un apel și la participanții la trafic să încerce să conducă cu cât mai mare atenție, pentru că drumul fiind în lucru, pot apărea evenimente atât la mașinile proprietate ale conducătorilor auto, dar și disconfortul pe care pot îl avea cetățenii. Deci împreună trebuie să ne dăm mâna ca să nu se întâmple evenimente nevăzute. Responsabilii școlilor din comuna Mărăcineni au făcut numeroase sesizări către autorități pentru a interveni de urgență cu sistematizarea corespunzătoare a trecerilor de pietoni.